Bună seara și bine ai venit! Acesta e un creepypasta despre ceva ce urmează să se întâmple chiar în câteva zile. Așa că stai pe aproape și ascultă atent. Aș vrea să te întreb despre prima ta amintire. Nu te grăbi să răspunzi. Poate că nimeni nu ți-a mai pus întrebarea asta vreodată. Vreau să mă duci acolo, să privim din depărtare copilul ce erai cândva, pe vremea când aveai mai mult timp. Te-ai născut milionar, la fel ca noi toți. Avem ceva ce nu putem cumpăra. Timpul. Nici lacrimi, nici flori, nici diamante și nici regi n-au putut întoarce timpul înapoi vreodată. Suntem într-o pădure superbă unde soarele străpunge crengile cu sulițe luminoase. Pe jos sunt semințe sau vieți, cum le-ar numi alții. Sunt ouă, sunt larve, sunt gâze și flori. Toți avem un cadou neprețuit, o singură viață. Poate când suntem treji, nu prețuim suficient clipele, dar de asta te-am adus aici. De mult, când timpul încă nu avea un nume, neandertalii vânau mamuți și se ascundeau de tigre cu colți uriași. Ei nu aveau ore, aveau zile. De la răsărit până la apus, lumina blândă a soarelui îi ajuta să vadă în jur, ferindu-i de demonii nopții. Pe lumină cântau păsările, înfloreau florile, rodeau copacii și vânătoarea era ușoară. Ziua era liniște, siguranță, încredere. Noaptea însă, neandertalii erau vânați. Soarele dispărea după cine știe ce dealuri ori munți, sau poate chiar în vreo scorbură de copac, și creaturi fără nume veneau să-i prindă pe cei mai slabi. Doar luna, soarele nopții, mai privea spre ei, ca un semn că Dumnezeu nu-i uită noaptea și-i veghează mereu. Aici luna nu era atât de mare ca azi, fiind doar un petic de alb necunoscut într-o mare de stele. Ei nu știau ce e soarele, de unde apare sau unde se duce. Doar trebuiau să creadă că va fi în curând înapoi, să-i apere și să-i încălzească. Anticii care lucrau pământurile priveau spre același soare. Afară trebuia să fie o vreme prielnică pentru semințele ce îmbelșugau pământul. Acum, timpul însemna creștere, recoltă. Purtau sori mici în lămpile de lut, ori călare pe frânturi de seu, și nu se mai temeau de întuneric. Acum pândeau luna și fiecare forma ei se însemna ca la carte, pe pergament. Mulți ani la rând, oamenii au aplaudat trecerea timpului pentru binele ce-l aducea, dar hoțul ăsta fura atât de încet, încât atunci când îți dai seama, e deja mult prea târziu. Trecerea timpului așadar îmbătrânea oamenii, furându-le secunde, minute, ore, zile, distrugea case, drumurile se surpau, statuile se sfărâmau sub mânia sa, vitele mureau, carnea putrezea și laptele se înnăcrea. Singurul lucru ce rămânea ca martor în fața timpului era osul. O dovadă că am umblat pe meleagurile verzi, prin poienile pline de viață. Ca o ultimă urmă de milostenie din partea unui zeu întunecat necunoscut. Cei mai înțelepți filozofi nu se puteau pune de acord cu ce e timpul, pentru că, practic, oamenii l-au creat.
Unii spuneau că e puterea lui de a distruge până și pietrele. Alții spuneau că e un fel de marcaj care ne arată cum să-l dăm spre mai bine. Stăpâne viilor, spuneau că fără timp nu ar mai fi existat vin, dar mamele spuneau că fără timp copiii ar fi fără de vină mereu. Multe nopți și multe zile au discutat cei mai luminați oameni ai vremurilor trecute despre asta. Dacă e bun sau dacă e rău, acest timp. Câte vreme n-avea nume, parcă era mai blând acest hoț. Dar pământenii au vrut mai mult. Au vrut să-l prindă, să-l înrobească, să-i fure puterile. Au vrut să știe exact cât au din fiecare, gata să numere până la ultima secundă și să le ascundă în cufere ori în saci, departe de ochii lumii. Romanii au întrebat soarele cât mai are până pleacă la alții. I-au întins pe jos un cerc rotund ca dânsul și un bețigaș stătea în mijloc, asemănând omul sub soare. Regele cerului le-a spus atunci un mare secret, aruncând cu umbre, cât timp mai au până la venirea nopții. Pe mare alții întrebau cerul cât timp mai e până la zori, iar stelele, dansând în constelații mute, urcau ori coborau. Când vântul rece de deșert sufla spre piramide, o mână ageră și un ochi a întrebat nisipul, cuprins în cupe, nevolnic, întemnițat în sclavie, nisipul s-a căit, spunându-le muritorilor ce tatăl timp a tot ascuns. Degeaba plângea glasul lui din cușca sa de sticlă. Acel nisip nu mai urma să vadă alte nisipuri vreodată. Undeva între pereții unei mănăstiri, un vechi călugăr sură în cap, cu o barbă deasă, ruga pictura unui sfânt să-i spună ce urmează și cum ținea în mâna sa un sul de ceară albă. De pielea lui cădeau lacrimi fierbinți stopindu-l. Când se ruga, vedea cum ceara dispare încetişor. O lumânare însemna o rugăciune lungă. Din alta doar o jumătate mai străjuia flama măruntă când călugărul citea un pasaj scurt din testament. Iar cum cocoșul cel bătrân, unic la mănăstire, a răgușit de ceva timp, călugărului îi mai scăpau un răsărit sau două. Așa a apucat el cuie, cu căr bătea de obicei picturi și cruci, în chilia sa și le-a înfipt în ceara moale să stea de veghe nopții. A pus apoi acel nou sul pe o tavă de fier și a aprins o flacără mai mică, ca o boabă de porumb. Așa, la 6 dimineața, când soarele abia ieșea din zori și slujba urma să înceapă, a căzut pe tavă un cui și l-a trezit. Acum te întreb, dacă n-ai ști de timp, cum l-ai măsura? În nopți și în zile? Poate dacă ești femeie, în cicluri menstruale? Ai privit spre lună? În ridurile de pe față? Ai întrebat cerul? Dar dacă n-ai ști de timp, ți-ar fi mai greu ori mai bine? Ar fi zilele atât de lungi? Ai dormi noaptea mai liniștit, cu capul pe perna moale? Inspira adânc și hai să-ți povestesc de cel ce a fost odată zeu și a decăzut între demoni. Un vânător de capete, un mercenar iscusit, nemaipomenit de talentat. Un asasin din mâna căruia n-a scăpat un om viu vreodată, iar dacă a scăpat, noi nu vom ști cât suntem vii. Așa a început și Cronos, zeul timpului. Născut odată cu planeta, era iubit de muritori, împărțea speranță spre mai bine,
ușura răul, oferea amintiri. Cât timp a oferit, a fost ridicat în slăvi, cu temple unde ardeau focuri mărețe în cinstea sa. Până într-o zi, când a venit vremea să ia ce-a dat. Copii, mame și tați, căței, pisici, vite, grâne, oamenii i-au cerut mai mult. O zi în plus, câteva ore. Mereu mai aștepta minute înainte să intre în camera unui muribund. Cronos era un zeu cu o inimă uriașă, împovărat cu o balanță fericirii și tristeții. Odată ce învățăm mai multe, începem să sfidăm și mai tare. Unii foloseau vrăjitori, alții ascundeau muribunzii, unii mureau și înviau doar ca să-l păcălească. Așa inima lui Cronos a început să împietrească cu timpul, de fiecare dată când muritorii profitau de darul lui. Din balanța sa, cu fericire și tristețe, a rupt talerele și a făcut un arc de aur cu săgeți otrăvitoare. Din clepsidra sa a făcut două capcane de urs și ultimul fir de răbdare l-a întins ca o coardă. Așa, doar el mai știa timpul corect. Talerele erau acum ca un clopot, zdrângănind la venirea lui, pentru a împietri tot ce era viu și mort în același timp. Hainele albe frumoase s-au sfâșiat și mantia sa a devenit aproape neagră de la pământul amestecat cu lacrimi. De atunci a fost izgonit din ceruri, căci și-a pierdut noblețea și judecata dreaptă, înrăit de pământeni. Odată cu el a luat și cel mai mare secret, timpul. Oamenii au început să uite cât timp au pe pământ, trăind cu frică de pe o zi pe alta. În zadar s-au făcut ceasuri și calendare, temelia vremurilor. S-a prăbușit. Degeaba s-au rugat și zi și noapte, tot să-i înduplece pe zei, când vremea s-a distrus. Au încercat în zadar să calculeze când e sfârșitul vremurilor, folosindu-se de ce-și mai aminteau, dar nimeni n-a reușit să ghicească ziua adevărată a apocalipsei. Din cauza nesăbuinței lor, acum pe pământ umblă un rău nemai întâlnit. Cronofagus, demonul mâncător de timp. Eclipsa totală de pe 8 aprilie va fi un eveniment unic în viața noastră. Luna va acoperi soarele complet timp de 2 ore și jumătate, iar țara se va scufunda într-un întuneric deplin. Sunteți sfătuiți să aveți apă și mâncare pregătite pentru cel puțin 72 de ore. Lanterne, bani gheață și baterii. Liniile telefonice și internetul pot pica oricând în timpul eclipsei. Serviciile de ambulanță, poliție și pompieri nu vor fi active. Fiți pregătiți să călătoriți pe teren neasfaltat. Toate știrile erau acaparate de această eclipsă. Ziarele vuiau neîncetat și oamenii păreau pregătiți să călătorească ore întregi pentru a o vedea cât mai clar. Urma să se vadă pe un culoar îngust între Texas și Maine. Nu ți se pare ciudat că ar pica internetul sau liniile telefonice în timpul unei eclipse? Când s-a mai întâmplat asta? Spunea Rosie, atârnând pe terasă. Nu știu, eclipsele astea mereu dau peste cap ceva, mai ales sistemele electrice. Conferința la care participam săptămâna asta se întindea până pe 8, deci aveam șansa să prind eclipsa în persoană. N-aș spune că eram o mare fană a lor, dar cum am auzit și la știri, e un eveniment unic. Casa pe care am închiriat-o în timpul conferinței era superbă, aproape de pădure și cu un lac mic în curtea din spate.
Locația era liniștită și sigură, nu foarte departe de oraș. Greierii mărunți cântau afară, o serenadă cunoscută numai între insecte, și am ieșit să privesc apusul. Nici nu mi-amintesc când am văzut unul ultima oară, mai ales după iarna asta, îngrozitor de rece. Aerul curat mirosea primăvară și firele de iarbă nou-născute se duceau până la gărduțul mic electric ce ne apăra proprietatea de animalele vecine. Ni s-a spus că lângă noi ar exista o fermă de capre, iar câinii mai mari rătăceau uneori și pe alte pământuri. Măcar acum putem sta în liniște. Aveam nevoie de câteva zile de relaxare, spuneam eu, sorbind din ceaiul de mușețel. Pământul se pregătea de lăsarea întunericului și amurgul portocaliu aducea cu sine frig și gânduri de noapte. Vântul s-a mai domolit și liniștea părea să cuprindă zona ca o bulă. Ăla e un câine? Spunea Rosie, arătând spre ceva. N-am reușit să văd din prima la ce se referă, dar după ce mi-am plimbat ochii atent, de la stânga la dreapta, pe marginea orizontului am văzut silueta. Era un corp de animal întunecat, aproape indescifrabil, conturat doar în razele aurii a unui soare muribund. Nu părea să se miște deloc, stând aproape de gard. Cred că e doar un trunc de copac, stă prea fix ca să fie ceva viu. Poate ar trebui să dau cu lanterna să vede mai bine, a spus ea, dispărând în casă. Priveam spre silueta neagră și aproape m-am convins că era doar un copac. Când Rosie a prins lanterna, prinsă în lumină, creatura era departe de a fi ceva cunoscut. Stătea cu capul în jos și avea picioarele arcuite ca un câine. Botul era lung și ochii uriași erau bulbucați ca unui pește. Aș fi spus că era un amestec între o căprioară și un borzoi. E viu? S-a auzit glasul mult prea slab al lui Rosie. Nu cred. E mult prea contorsionat ca să se mai poată mișca. Cred că un sadist a încercat să tortureze câinele unui vecin și l-a abandonat acolo. Doamne, ce oameni bolnavi! Nici n-am apucat să termin ce am avut de spus, că ființa s-a mișcat. Mai bine spus, a căzut pe o parte, ca o stană de piatră, fără să mai miște vreun mușchi. Exact ce spuneam, e doar un cadavru. N-avem de ce să ne îngrijorăm. Eu nu cred că e mort, Julie. Uite ce face. Nu eram un om care să se sperie ușor. Probabil și din cauza că am crescut la fermă. Dar când m-am uitat spre locul unde bătea lanterna, am amorțit. Creatura aia rumega stâlpul gardului electric. Ochii străluceau roșu sub raza lanternei și părea ghidat de ceva. Hai în casă, poate să plece. Spuneam eu, încercând să o trag pe Rosie după mine prin ușa glisantă de sticlă. Auzeam cum începe să tremure și cum nodul din gât n-o lăsa să respire. Nu mă asculta. Tarea fixată pe creatură, înghețată de groază. Un sunet pe care nimeni n-ar trebui să-l audă vreodată astrăpâns noaptea. Pocnituri mici electrice. Gardul făcea scurt circuit. Ultimul lucru pe care l-am văzut înainte să trag draperiile era chestia cum trecea prin gard și scânteii albe cum se pierdea în blana scurtă. Sârma ghimbată prindea și răstignea pielea. Și ochii ăia imenși aveau doar o peliculă albă în jur, fără urme de ploape. Trebuie să plecăm de aici, spunea ea plângând și împachetând câteva haine în rucsac. Dacă gardul electric a cedat, nu mai putem pleca. Cine știe ce a trecut deja de el în curtea din față. Am fugit să închid ușa și geamurile, iar apoi am stins toate luminele care puteau fi văzute de afară și m-am băgat lângă televizor. Nu-l porni,
O să vadă lumina prin ușa de sticlă și o să vină după noi. Da, dar dacă e ceva serios, probabil o să apară la știri. Dă-mi o pătură groasă să-l acopăr. S-a conformat și am acoperit ecranul cu pătura, iar apoi ne-am băgat sub ea, ca într-un cort. Avusesem dreptate. Pe canalul principal de știri rula un mesaj de urgență. Comportamentul animalelor este afectat de venirea eclipsei. Acestea pot avea un comportament ciudat în zilele ce urmează, fiind confuze sau mai vocale. Animalele nocturne sunt afectate în mod special, devenind agresive. Alte animale ce se folosesc de lumină pentru a se orienta pot să-și schimbe temporar obiceiurile naturale. Dacă vedeți un asemenea animal, nu interacționați cu el. Aerul de sub pătură devenea tot mai greu și avem impresia că ceva ne privește. Într-un fel, siguranța știrilor mă liniștea, dar faptul că nu vedeam mai departe decât de palmele mele îmi dădea palpitații. Cred că ar trebui să baricadăm ușa de sticlă, în caz că e ceva mai puternic decât noi. Spuneam eu, căutând mâna lui Rosie sub pătură. Mă liniștea prezența ei. Era mereu o fată zâmbitoare și glumeață. Scotea soarele de-n buzunar și în cea mai neagră zi. Dar acum știam că e speriată. N-am mai văzut-o așa. Căldura mâinilor ei transpirate mă făcea să-mi pierd încrederea în șansele noastre de supraviețuire. Crezi că vom mai vedea lumina zilei vreodată? Întrebarea asta m-a luat pe nepregătite. Ea era genul optimist. Ar trebui să fie totul în regulă. Casa pare foarte solidă. Singura problemă ar fi ușa aia de sticlă. În cel mai rău caz, o să sunăm la poliție și o să fie bine. La urmă, urmei sunt doar niște animale sălbatice, iar noi suntem oameni de știință. Ne vom descurca. Nu-i așa de grav. Sunetul unui geam spart mi-a intrat în creier împotriva voinței mele. Respirațiile noastre s-au oprit simultan, de parcă plămânilor le-ar fi fost frică să ne țină în viață pentru ce urma. Cred că ar trebui să mergem la etaj, poate avem șanse mai mari acolo. A spus ea, încercând să se ridice ușor. Vezi că aveți... Televizorul imens a căzut pe podea cu un trosnet monumental și știrile au continuat, iar volumul urca singur. Telecomanda, unde ai pus-o? Căutam cu palmele prin întuneric, dar nu puteam găsi nimic. Lumina televizorului devenea tot mai puternică și volumul părea să ardă difuzoarele, distorsionând vocea prezentatorului. Mirosul de plastic topit și cabluri a făcut aerul irrespirabil și am aruncat pătura de pe cap fără să-mi dau seama. Pe ușa glisantă puteam vedea creatura de afară, încercând să-și sape calea spre interior. Vedeam umbra ei de pe partea cealaltă și șiroaie de ceva negru cu gâlme curgând pe geam. Ghearele erau atât de ascuțite încât sticla putea ceda în orice clipă. Cu cât sunetul televizorului devenea mai puternic, chestia părea mai frenetică, cu atacuri spasmodice. Închide-l odată! Țipa Rosie și am sărit să-l smulg din priză. Liniștea s-a lăsat brusc și lumina albastră s-a retras în adâncurile plasmei. Acum priveam amândouă spre creatura de afară, căutând vreo umbră lungă care să semene cu ce am văzut mai devreme. Dar nimic nu mai era acolo. Nu mi-am dorit vreodată, mai mult decât acum, să văd un monstru. Era singura metodă prin care aș fi știut că suntem în siguranță. Dacă nu ușa s-a auzit, atunci ce s-a spart? Asta mă întrebam și eu, verificând geamurile. Totul părea să fie întreg, fără urme de animale. Un singur geam spart ar fi însemnat că acea entitate putea pătrunde prin orice loc
iar noi să nu știm, până nu era prea târziu. Încercam să-mi fac urechile pâlnie, ascultând după orice, dar inima îmi bătea atât de tare, încât acoperea orice altceva. O, Doamne, ai milă de noi! Am auzit vocea oripilată a lui Rosie de la geamul ce dădea spre curtea din față. Am fugit să văd înspre ce privea și mi-am dat seama că geamul spart din cabană ar fi fost ultima noastră problemă acum. Mașina avea luneta spartă, iar din cauza fluctuațiilor de curent, becurile se stingeau și se aprindeau aleatoriu, deci nici nu puteam vedea bine. Am luat lanterna, dar Rosie nu voia să o folosim. Cred că cea mai bună alegere era să rămânem aici până dimineață. Noaptea trecea foarte greu. Ne-am închis împreună într-o debară la etaj. Auzeam creaturile cum dau turpale cabanei și cum zgârie ușile. Sunetele nu semănau cu nimic de până acum. În întunericul de plin, formele strâmbe explorau proprietatea în lung și în lat. Nu păreau animale sălbatice toate, mai ales că unul încerca să intre în casă, zgrepțânând ca un câine. Părea că am mai fost acolo. Aproape adormeam, când Rosie mi-a șoptit. Când am venit, mai ții minte dacă ușa din bucătărie avea o portiță pentru câini? Nu puteam aminti asta. Oricât de mult mă străduiam, mintea mea făcea scenarii cu ușa, portița sau fără. Nu eram în siguranță nici aici. Ceva părea să încerce ușa. Îl auzeam de jos. Cămara era fix deasupra ușii de la intrare și priveam cu groază cum, prin ploaia de lumini alternante, o figură inumană cu coadă și păr lung încearcă clanța. Nu părea să aibă cu ce să o deschidă, dar lovea mânerul neîncetat. Telefonul meu a început să sune. Numărul era de la serviciu. În Elveția ar fi fost prima ora dimineții acum. Închide-l! Închide-l repede! Spunea ea încercând să-mi ia din mâini, iar palmele ei au închis apelul, făcându-mă să-mi scap telefonul după un raft de cutii metalice. Până căutam telefonul pe întuneric, Rosie a început să scâncească, căutând cu disperare ceva la geam. A dispărut? Figura a dispărut. O să intre în casă numai din cauza ta cu telefonul tău tâmpit. Dacă nu-mi dădeai peste mână, nu-l scăpam. M-am răstit șoptind la dânsa. Acum ce facem? Mă întreba ea furioasă, de parcă era vina mea. Lucram amândouă la CERN, deci putea fi sunată și dânsa în orice clipă. Dăm cu lanterna să caut telefonul până nu sună din nou, am spus eu, dar Rosie refuza. Și dacă ne vor găsi? La știri a spus că sunt afectați de eclipsă. Cine știe ce anomalii comportamentale au? Hipersensibilitate la lumină, agresivitate, lipsa durerii. Ai văzut chestia din gard cum făcea? Dacă sunt atât de sensibili, vor auzi soneria și s-a terminat totul. Dă cu lanterna să văd doar în colț. Acoperă cu tricoul restul din ea. Rosie n-a fost destul de rapidă, totuși. Telefonul meu a început să sune iar și să vibreze sub raftul de fier și cutiile metalice vibrau de parcă ar fi conectate între ele, ca un stol de moli din fier. M-am aruncat, încercând să-l scot, dar era fix la perete și cât timp fața mea era lipită de podeaua plină de praf, puteam simți cum ceva merge pe tavan sub mine. Julie! Mă trăgea ea în timp ce încercam să mă vâr mai adânc sub raft. Julie, oprește-te! Am prins telefonul și m-am ridicat. La geam era un borzoi, sau cel puțin ceva ce-a fost cândva un câine de talie mare.
Îmi era greu să spun ce a fost modificat. Nu mai avea ochi, iar zgarda sa roșie atârna pe sârmă ghimpată. Nu se mișca, doar părea să scaneze încăperea. Nasul lui a început să se miște, de parcă adulmeca ceva. Ne-am îndepărtat de geam foarte lent, târâindu-ne trupurile spre ușă. Buza de sus s-a ridicat, eliberând dinții rupți, cu bucăți de lemn încă prinse în gingii. Mrâiturile lui erau sălbatice. Încercam să păstrăm o liniște de mormânt, când telefonul meu a primit un mesaj. Trebuie să vii împreună cu Rose urgent la LHC. Am pornit testele și e ceva în tunel. Pare să fie o anomalie tetradimensională, dar nu știm sigur dacă e acolo de la prima ciocnire sau dacă a apărut recent. Ceva se întâmplă cu animalele și nu știu dacă o să mai văd o nouă zi. Par să răspundă la lumină și poate la sunet. Ne-au spart mașina. Dimineața vom încerca să plecăm de aici. Vreo oră mai târziu, sirenele unei mașini de poliție au umplut aerul și vedeam luminile roșii și albastre jos. Printre copaci și tufișuri apăreau fel de fel de siluete anormale, desfigurate, ca niște gândaci. Ieșeau de peste tot, atrași de mașina de poliție. Acum puteam vedea cât de multe asemenea chestii trecuseră de gardul electric. Polițiștii n-au îndrăznit să continue mai departe și au plecat direct în marșalier, dispărând printre copaci. Crezi că avem timp să fugim la mașină? Mă întreba Rosie. Nu, trebuie să rămânem pe loc. Chiar și dacă ajungem la timp în mașină, nu ne garantează nimic că putem trece de chestiile alea. Mai bine putem aștepta până se face lumină și după asta să plecăm încet. Nu mai era foarte mult de așteptat, dar timpul trecea incredibil de greu. De parcă ceva lungea minutele, încât doar una părea să fie o oră. Senzația era atât de neobișnuită și neplăcută. Nu știam ce a stârnit chestiile de afară, dar ceva mă făcea să bănuiesc că e legat de aparatul care ciocnește atomi. Crezi că e vorba de lună? A spus ea arătând spre cer, unde, dintre norii fumurii, ieșeau trei luni una după alta. Am dormit cu rândul câte trei ore de fiecare, în timp ce ne păzeam una pe cealaltă. Când soarele a răsărit, am deschis ușa încet și casa arăta ca un loc al crimei. Labele unui iepure erau fix lângă ușă. Bucăți de gard electric și sârmă ghimpată ruptă mineau scările. Găuri ca de ciocănitoare ori bormașină apăreau prin pereți și un miros cârbos de blană umedă îmbiba tapetul. Din câte vedeam, nu părea să mai fie nimic la parter. Am coborât încet și camera era la fel de distrusă ca ieri. Televizorul spart era împrăștiat acum în toate părțile pe bucăți. Pătura era ruptă și smocuri de blană erau peste tot. Ușița de câine din bucătărie era distrusă complet, cu marginile smulse de lemn. Ai văzut ce e afară? M-a întrebat ea în timp ce strângeam. Draperia a rămas trasă peste ușa glisantă de sticlă și răsăritul sângeriu colora toată iarba într-un roșu intens. Părea să fi plouat cu sânge. Gardul nu mai exista deloc. Încercăm să luăm astăzi un avion și să ajungem cât mai repede în Elveția. Îi spuneam lui Joseph la telefon. Da, hai repede, te rog. Încerc să-i conving să nu-l pornească, dar idioții ăștia vor să o facă în timpul eclipsei. Păi ce se va întâmpla cu spectrul care blochează particulele? Habar n-am, Julie. Azi dimineață doar le redirecționa la viteze joase, dar nu știm exact ce va fi când va ajunge la viteza de ciocnire. Mai avem vreun studiu despre o asemenea anomalie? Există vreo procedură? Sincer,
Nici nu-mi dau seama dacă mi-ar plăcea să știu sau nu. Dar adevărul e că tot ce mi-au spus e că toți cercetătorii nucleari seniori trebuie să se afle în camera de control când se pornește, pentru că... Orașul era plin de soldați înarmați, parcă pregătiți de război. Saj de nisip, baricade înalte și câini. Lângă stâlpii imenși de curent, vedeam oamenii care urcă, încercând să repare câte ceva. Soldații nu au verificat mașina și nu au spus prea multe. Reclamele electronice de pe străzi nu funcționau și ecranele moarte arătau ca niște rame goale. Oamenii păreau să știe ceva sau să bănuiască. Nu era panică, toți se mișcau, calculat, încet. Telefonul meu nu părea să prindea vreo conexiune în oraș și nici a lui Rosie. Am dat vina pe roaming și am mers la cel mai apropiat aeroport. Pe drumul ăla eram doar noi. Aeroportul era într-un câmp și un avion chiar urma să aterizeze. Metalul lui strălucitor îmi dădea o rază de speranță. Urma să fim plecați din America până mâine la prânz. Radioul s-a pornit și o voce răgușită, declară, anunța un mesaj de urgență. Toți civilii sunt rugați să se întoarcă în domiciliul lor sau să se adăpostească până la următorul mesaj. Eclipsa începe la 12:23 și se va termina la ora 15:40. Sunteți rugați să evitați calea directă a acesteia și să o priviți doar din spații închise, folosind ochelari speciali. Jumătate de oră, zborul nostru e compromis. Dar nu mai aveam timp să ne întoarcem în oraș. Parcarea aeroportului strălucea cu o mare de mașini lăsate iurea pe drum. Haosul m-a îngrijorat. Seamnă că oamenii ăștia au văzut același lucru. Nu mai avem bilete pentru niciun zbor pe săptămâna asta. Persoanele care nu au un zbor în decurs de 48 de ore sunt rugate să părăsească aeroportul. O isterie în masă a pornit și țipetele sunau ca un iad. Oamenii se împotriveau, temându-se pentru viața lor. Alții încercau să rupă porțile ca să fugă direct pe pista micului aeroport. Copiii plângeau, toți se îmbulzeau la avionul pentru care au cumpărat bilet. Alții refuzau să plece și securitatea aeroportului încerca să-i dea afară. Unii s-au aliat și au decis să-i arunce în stradă pe cei fără bilet. Ușile glisante s-au închis după ei, în timp ce noi stăteam lângă un stâlp, așteptând să vedem ce se va întâmpla. Biletele pe care le aveam erau pentru 9 aprilie la 9 seara, adică în mai puțin de 24 de ore, dar speram să le putem schimba un zbor care pleacă până la prânz. Eram printre norocoși. Cei de afară încercau să bată cu pumnii în geam, să urle, dar nu puteam face nimic. Unii s-au urcat în mașini încercând să fugă, dar erau blocați de alții. Izbeau mașinile între ele până le făceau o praf doar ca să scape. Mi s-a făcut milă de ei, așa că am aruncat cheile mașinii noastre închiriate afară, pe un geam deschis. Oamenii s-au bătut pe ele ca pe ultima bucată de pâine din lume, până un bărbat gras le-a prins și a dispărut în mulțime. În 10 minute urma să înceapă eclipsa, iar oamenii de afară păreau că și-au acceptat soarta. Unii se rugau, alții își îmbrățișau copiii. O altă familie s-a înghesuit în mașină și păreau să și-a rămas bun. Cerul a început să se întunece, nori grei înfășurându-se în jurul lunii. Ziua devenea noapte încet și toți priveam în sus așteptând ceva. Nu părea să fie o eclipsă normală asta. Nu știu de unde am ghicit. Zborul H450 Dallas Toronto este amânat din motive tehnice pe o perioadă nedeterminată. S-a auzit vocea recepționerei la stație și pe geamurile imense vedeam cum luminițele roșii de pe turnurile radio se sting pe rând. Aerul devenea mai greu și până și polițiștii de frontieră păreau speriați, venind mai aproape de geamuri.
Puteam să simt presiunea oamenilor de afară și îmi părea bine că sunt înăuntru. Acel bilet făcea diferența dintre noi. O ploaie cumplită a început să scuture asfaltul și mii de picături scânteiau ca niște ace. Din zi s-a făcut noapte și soarele a dispărut după lună. Doar un contur mic înflăcărat mai atârna în cer, ca un loc de aragaz pe calea să se stingă. Oamenii s-au adăpostit sub acoperișul copertina, de lângă ușile glisante, și liniștea s-a lăsat. Nu mai aminteam să mai fi fost vreodată atât de întuneric în timpul unei eclipse. Era ca o noapte densă, cețoasă, aproape lichidă. De ca și cum aerul în sine nu era compus din vapori, ci din bule de jeleu. Telefonul mi-a sunat în sfârșit. Ecranul s-a luminat cu un albastru vibrant și era Joseph. Hei, Julie, nu te mai întreb dacă ești bine, pentru că din moment ce mi-ai răspuns, înțeleg că da. Când crezi că ajungeți în Elveția? Am pregătit LHC pentru control și așteptăm să-i dăm drumul când termină răcirea. Avem zborul mâine la 6 dimineața. Credeam că îl putem schimba, dar cu eclipsa asta, ceva pare ciudat. Turnurile radio nu sunt active și zborul de mai înainte a fost amânat. Poate ar trebui să mergi să vorbești direct cu șeful personalului de zbor. Am un presentiment urât despre ce urmează să se întâmple. Fii atentă. Trebuie să luați următorul zbor spre Geneva. Iar dacă e nevoie, pot vorbi cu șeful să vă trimită un document oficial pentru întoarcere urgentă în țară. În orice caz, avem nevoie de voi aici când va porni LHC. Un bărbat s-a împins în mine și a scăpat telefonul. Măi, nesimțitule! Am spus eu, dar omul a fugit speriat la ușă, bătând cu pumni în geam și urlând. Doctor! Am nevoie de un doctor! Ajutor! Personalul îl privea pe omul disperat și în spate o femeie stătea întinsă pe podea, cu ochelari de eclipsă pe ochi. Avea convulsii și mâinile ei tremurau ca a unei păpuși de ceară. Oamenii dinăuntru și din afară s-au strâns într-un semicerc, privind spre bărbatul panicat. Siguranța noastră ar fi fost în pericol dacă permiteam să intre cineva, iar dacă ar fi putut ajuta. În panica momentului, femeia de la recepție a anunțat, folosind un megafon. Doctorii din mulțime sunt rugați să vină în față. Avem o urgență medicală. Într-un șir mai mult sau mai puțin organizat, au venit la înaintare trei bărbați și o femeie. Toți patru păreau speriați, dar stoici, cu hainele ude și nu păreau să se cunoască între ei. Vă rugăm să le permiteți doctorilor să intre. Oricine va forța intrarea va fi împușcat de agenți. De unde știți că sunt doctori reali? Dacă le mint... Spunea o femeie mai bătrână din spate, prinzându-și cardiganul alb cu mâinile năduroase. Nu contează, doar să o salveze. Dacă minte cineva, îl voi omori cu mâna mea. Ne poți pune pe toți în pericol! Continua ea. Bărbatul a scos un pistol și l-a îndreptat spre dânsa murmurând. Dacă o să mă vadă cum te împușc pe tine, nu cred că o să mă mai minte cineva. De afară, unul dintre voluntari a dispărut din mulțime, acoperindu-și fața. Dă-le drumul înăuntru, a spus el, arătând cu arma spre recepționera. Femeia le-a făcut un semn agenților de pază și polițiștilor să stea cu pistoalele pregătite și a deblocat ușile glisante. Cei trei doctori au intrat și în urma lor un șuvoi de oameni a vrut să forțeze intrarea. Urletele bântuiau pereții și trăgeau cu palmele de marginea ușilor, încercând să mai guste puțin din siguranța interiorului. Se călcau în picioare la propriu, disperat să scape de afară, ca niște animale în cușcă. Vântul se întețea și niște sunete metalice zgâriau urechile tuturor, oprind timpul.
De pe câmpul din jur, creaturi întunecate au început să iasă parcă din pământ și păsările ce se adăposteau în ceruri sau pomi cădeau ca niște ghiulele de tun însângerate. Recepționera, cu mâna pe comutator, privea șocată spre scena de afară și cum ușile hidraulice se închideau lent, presând mâinile și picioarele oamenilor între ele. Era macabru, mai ales că puteam vedea creaturile și pe pistă. Te rog, dăm drumul! Am 4 copii, nu pot sfârși aici! O vedeam cum ezită să apese butonul de închidere urgentă și polițiștii șocați așteptau semnalul să tragă. Au tot viitorul în față, sunt în jeepul ăla gri. Ia-i și pe ei, te rog, salvează-mi copiii! În ochii albaștri ca cerul senin a recepționerei, curgeau lacrimi reci și fața sa nu schița nicio expresie. Vedeam creaturile cum apar din toate direcțiile și vocea rațiunii tăcea în dânsa. Aduceți copiii în față! Am țipat eu la megafon și oamenii s-au grăbit la mașini, eliberând ușile glisante. Încărcătura de pe sistemul hidraulic s-a ușurat și pe șinele de aluminiu alunecau acum rotițele mici care ne separau de restul lumii. E condamnat la moarte, șoptea Rosie șocată în urechea mea. Știam că nu o să aibă timp să-i aducă la ușă, dar voiam să-și petreacă ultimele clipe cu copiii în brațe, așa cum ar trebui să o facă orice părinte. O simfonie de alarme portocalii și uși deschizându-se m-a făcut să întorc capul. Acum deja era mai presus de oameni. Era vorba de toată omenirea. Carnagiul a fost pe măsura așteptărilor. Geamurile sparte, urletele, razele portocalii slabe ce coborau prin aerul negru. Sunetele se loveau de ușile aeroportului, pierzând din volum. Nu numai eu n-am putut privi. Polițiștii și-au ascuns privirea sub șepcile albastre și-au lăsat armele jos. Doamne, iartă-mă pentru ce am făcut. Trebuie să plecăm cu următorul zbor, i-am spus recepționerei, care încă tremura cu cheia în ea la mecanismului ce-a blocat ușile. Turnurile de control aerian au pierdut semnalul azi noapte. Nu putem pleca fizic de aici. Ne-a mințit. Nu era doar zborul spre Toronto. Erau toate zborurile. Și cei care au aterizat azi? Presiunea asupra tinerei recepționiste a refulat și plângând a arătat spre un colț al aeroportului. A mers într-acolo, cerându-i lanterna lui Rosie. Nu puteam descifra mare lucru, decât un peisaj montan, dar când am aprins lanterna, mi-am dat seama de ce plângea femeia. Știau de la început că nu vom putea pleca de aici și era doar o chestiune de timp până unul dintre geamuri sau va ceda moștrilor. În colțul pistei era un beluga Airbus care a izbit pe rând aproape toată flota de avioane comerciale mici. Aripile lor stăteau în unghiuri ciudate, ca niște lubelule de fier strivite de un mastodont neiertător. Atât de ciudat mi se părea să văd fragilitatea, metalul, niturile, fuselajul. Totul a fost distrus într-o secundă de parcă erau din staniol. Ultima speranță, spulberată în câteva secunde. De ce nu ne-ai spus de la început? Am fi avut timp să facem ceva? Am luat-o la rost. Femeia cu fața înroșită de la atâta plâns și-a aranjat părul zburlit într-un coc și s-a șters la ochi privindu-mă cu ură. Crezi că ne învață cineva ce să facem dacă se prăbușește un avion industrial peste noi? Sau dacă vine apocalipsa? Lucrez aici pe salariul minim și nu m-a instructat nimeni niciodată ce să fac în situația asta. Am încercat să păstrez calmul. E primul meu job de adult.
Plângea ea cu hohote, vorbind nervoasă și înfrântă printre suspine. Cred că toți avem nevoie de un moment de liniște, așa că am mers cu Rosie la baie împreună. Niciodată holurile aeroportului nu erau atât de goale. Mereu trolere de plastic rulau pe gresia gri, clâmpănind din roți, parcă împotrivindu-se plecării. Nu mai erau oameni grăbiți și bipul ce anunța un last call. În unele locuri nu ar trebui să fie așa de liniște niciodată. Mirosul ăsta mă face să vomit, parcă intră cu forța prin conductele de aer, spunea ea. Clorul din baie s-a amestecat cu mirosul de sânge cald și combinația era atât de fatală, de parcă cele două se coagulau direct în creier, trecând de nas. Trebuie să convingem piloții cumva să ne ducă la Geneva, am spus eu, rulând o țigaretă. Cu ce vrei să fac asta? Când am venit înainte de eclipsă, am văzut un avion alb nu foarte departe de turnul aerian, undeva în stânga. Nu știu de ce e parcat așa departe de toată flota, dar cred că ar fi ultima noastră șansă. Crezi că ne vor duce? Spunea ea pasând țigara. E ori asta, ori sfârșitul lumii. De ce zice asta, Julie? E doar o eclipsă. Creaturile de afară, spectrul din LHC. Cred că am lăsat o poartă deschisă când am rulat acceleratorul ultima oară, odată ce s-au ciocnit particulele principale. E posibil să mai fi rămas ceva înăuntru, ceva care nu putea fi detectat cu tehnologia de atunci și probabil l-a evoluat. Nu cred că luna acoperă soarele. Cred că soarele se prăbușește în sine și fără soare, timpul se termină. Este apocalipsa! Acum câteva zile am văzut cele trei luni pe cer. Biblia spune că urmează trei zile de întuneric după ele. Această beznă ar trebui să spele păcatele noastre și să rămână doar cei curați când soarele va răsări din nou. A spus femeia bătrână, ieșind dintr-o toaletă. Moralul în aeroport era la pământ și recepționista dormea pe un scaun. Polițiștii încercau să estimeze daunele de afară, iar restul oamenilor stăteau în liniște, îmbrățișați. E 5. Eclipsa trebuia să se termine acum 2 ore, nu am spus eu privind spre Rosie. Știi, poate femeia aia are dreptate. Poate nu e o eclipsă chestia asta. Sună-l pe Joseph. La telefon, doar o voce plictisită îmi spunea că nu am semnal și liniuțele erau vreo 2, dar degeaba. I-am trimis un mesaj, iar apoi am decis să-i căutăm pe piloți. Totul era atât de sinistru în semi-întuneric, unde doar unele lumini mai aveau curaj să străpungă besna. Curentul palpita, scurgându-se în unele becuri și în altele nu. Plânsetele unui bărbat mi-au atras atenția și undeva în stânga, la birou, stătea un domn cu păr gri și un telefon în față. Dumneavoastră sunteți pilotul? Am îndrăznit să-l întrerup. Da. A răspuns înfrânt. Ne puteți duce la Geneva? Mai e un avion neatins pe pistă, am spus eu, punându-i mâna pe umăr. Pe ecran zâmbeau 5 fețe, femeia din ușă și 4 băieți blonzi pozați lângă un jeep gri. I-am spus să vină la ușă, dar cred că personalul ăsta nou nu știa cine e și chiar văzuse mașina când aterizam și am spus că o voi vedea și că totul va fi bine. M-au trecut toate apele. Dacă omul ăsta află ce-am făcut, nu o să mai ridice avionul ăla de la sol vreodată. Biroul întunecat mirosea puțină whisky scump și atmosfera era apăsătoare. Razele aurii păreau să devină tot mai fierbinți. Cumva și printre jaluzelele albe vedeam doar frânturi de siluete prin parcare.
parcă toată clădirea frigea cu un aer rece. De parcă prin sine zburau lame de gheață usturătoare. Domnule pilot, numele meu este Juliana Ramirez și lucrez la Organizația Europeană pentru Cercetarea Nucleară. Eu și colega mea Rosie Hemsburg trebuie să ajungem la Geneva cât mai repede posibil. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru asta. Eu mi-am terminat programul pe azi. Mai bine așteptați până trece eclipsa și după puteți lua următorul avion. Lasă-mă pe mine să discut cu domnul și tu du-te și vorbește cu oamenii. Nu cred că putem încăpea toți în acel avion, a spus Rosie. Am dat din cap și am închis ușa după mine. În sala de așteptare erau cam 100 de oameni, dacă nu chiar mai mulți, cu tot personalul aeroportului. Polițiștii păzeau intrările. Recepționera și-a mai revenit din șoc și mânca o ciocolată, iar femeia ce a avut un atac de epilepsie dormea cu capul în poala soțului ei. Cum am putea să plecăm de la sol fără să stârnim din panică? Am întrebat-o pe recepționeră. Vreți să plecați de aici? Doar voi ăștia tineri și pe noi să ne lăsați în urmă. Ce dacă am 75 de ani? Vreau să trăiesc. Am muncit o viață întreagă. Femeia bătrână a început să urle tot mai tare, iar ochii celor din jur se întorceau pe rând spre mine. Expresii dezgustate mă urmăreau, iar polițiștii s-au mutat mai aproape, în caz că s-ar fi întâmplat ceva. Trebuie să plecăm de aici, ați văzut ce fac moștrii eclipsei. Ceva a mers prost undeva și noi nu mai suntem în siguranță în America. Am început eu să spun înainte să primesc un set de huiduiel și o femeie chiar să arunce cu o sticlă de apă în mine. Eu și partenera mea suntem cercetătoare la CERN. Cred că ceva a mers prost în interiorul acceleratorului și nu putem rezolva asta decât dacă suntem acolo. Vă rugăm să colaborați ca să salvăm omenirea. Lumelește! Oricine poate zice asta! Tu vrei să fugi și să ne abandonezi aici! Baba era nebună, dar am scos telefonul să-l sun pe Joseph. Ecranul meu, totuși, era plin de dungulițe mici albe, de parcă fusese invadat de vierme electronici. Mi-era imposibil să-l folosesc. Rând pe rând, oamenii și-au scos telefoanele și toate erau la fel. Trebuie să evacuăm oricum. Nu cred că toată lumea vrea să plece chiar azi. Poate putem merge noi și un alt avion va veni să ia pe cei rămași, ori pilotul se va întoarce. Tentativele mele diplomatice dădeau eșec după eșec. Nimeni nu voia să rămână la sol. Toată lumea era speriată și stresată, unii plângând încet în brațele familiei, alții încercau să dovedească că sunt mai presus și că ar merita să plece. Cele mai guralive erau mamele cu copiii mici și bunicile lor. Poate ar trebui să lăsăm pe pilot să decidă, a spus eu, împingând presiunea pe bărbatul puțin băut, cu care Rosie apăruse la țang. Avionul de afară are doar 100 de locuri, cu tot cu personal. În primul rând, avem nevoie de polițiști. După asta, mamele cu copiii și cele două savante, iar restul hotărâți-vă între voi. Cuvântul lui a creat multă vâlvă prin sală, fiecare om căutând un criteriu după care să fie considerat destul de important încât să fie luat la bord. Unii se certau, alții s-au luat la bătaie, dar timpul se scurgea. După ce v-ați hotărât, vă rugăm să vă împărțiți în două grupe ca să putem merge la autobuze, a spus un steward. Femeile s-au strâns vesele într-un colț, cu bagajele pregătindu-se de îmbarcare. Restul oamenilor păreau să nu mai poată ajunge la o înțelegere. Tensiunea creștea și cu fiecare clipă parcă totul devenea mai grav, mai real. Un bărbat încerca să tragă de timp, un altul se grăbea să fie pe autobuz,
bucuros de imunitatea pe care i-o oferea soția lui. La urmă au mai rămas vreo 40 de oameni, majoritar bărbați, vorbind între ei cu disperare. Deodată, una dintre lanterne s-a stins și o serie de împușcături și țipete au răsunat prin aeroport. Am pornit și eu lanterna repede, căutând sursa sunetului, dar vaietele m-au atras spre peretele de sub mine. De pe balconul mic, m-am aplecat și am văzut cum aproape toți oamenii care erau pregătiți de împarcare au fost împușcați. Sângele aproape furmase un lac și auzeam un bebeluș plângând lângă maică sa, în timp ce se chinuia să respire prin gâtul găurit. Cei care au făcut asta erau de negăsit. Toată lumea părea șocată de tragedie și gruzime. Totuși, nu aveam timp prea mult să vedem cine ce-a făcut, căci un glonț a ricoșat printr-un geam și o creatură asemănătoare cu o pasăre emu ciugulea gaura, izbind sticla cu aripile fără pene. M-am grăbit să urc în autobuz și am plecat spre avion. Cerul era întunecat ca o noapte continuă și deja temperatura scăzuse drastic față de atunci când am venit. Pe câmp părea să nu mai fie nimeni, iar autobuzele electrice erau minunate și nu făceau gălăgie deloc, înaintând pe pistă. Spre clădirea din care am ieșit noi, se îndreptau forme greu de descris, dar care nu cred că aveau ceva bun de adus. Animalele au luat o razna complet din cauza întunericului subit, crezând că e sezonul de împerechere și au devenit agresivi de teritoriale. Avionul de pasageri stătea ca o statuie albă, parcă plutind prin noapte. Câmpul pustiu era întunecat și doar câteva plăcuțe reflectorizante se mai arătau pe aici și colo. Stoarzii au deschis în liniște ușa micului avion și au urcat înăuntru făcându-și meseria, la fel ca de obicei. Era ca o urmă de normalitate și pentru câteva secunde mi-am permis să uit de carnagiu, de sânge, de monștri. Vântul șoptea în sfârșit, în loc să urle, și imediat ce piciorul meu a pășit pe acea scară, am simțit o ușurare. Puteam să fiu un simplu pasager timp de câteva ore, fără să-mi fac griji de nimic. Scaunul de piele neagră, tare ca un plastic, m-a primit în îmbrățișarea sa țeapănă. Totuși nu aș fi schimbat senzația asta nici pe cel mai scump tron din lume. Anunțul clasic cu centurile a început și cu măsurile de siguranță, iar eu m-am așezat la geam, permițându-mi să închid ochii câteva minute. Julie! Julie, trezește-te! Mă zgâlțâia Rosie. Uite ce mi-au scris de la muncă! Spunea ea, împingându-mi un ecran strălucitor în față. O entitate periculoasă a fost eliberată în timpul ciocnirii de Hauldron. Se speculează că provine din altă dimensiune și este cronofag. Primul de acest tip descoperit de oameni. Mențineți distanța de el, nu anunțați publicul general. Informație secretizată. Semnalmentele sale sunt necunoscute. Singurul lucru cunoscut despre el e distorsiunea pe care o creează în spațiu și timp. Nu se cunosc consecințele hrănirii sau metodele de apărare. Bănuim că prezența lui e legată de eclipsă. Dacă durata eclipsei este de peste 12 ore, înseamnă că rotația Pământului s-a oprit și, prin urmare, timpul nu mai există. E doar o chestiune de timp până foamea îl va cuprinde și, fără scurgerea naturală a cronologiei, nu știm cu ce se va hrăni. Mesajul ăsta a trezit totul din mine. N-am privit cu groază pe geam și eclipsa era ca o vânătoaie, întinzându-se tot mai mult pe tot globul. Era prea târziu. Vă vorbește pilotul. Sistemul aerian și radarul sunt dezactivate. Deci dacă vedeți ceva în aer, un avion, un elicopter, orice alt mecanism de zbor, vă rog să spuneți.
De asemenea, dacă nu ne vom putea conecta cu turnul de control, va trebui să facem o aterizare forțată. Deci când vine timpul, va trebui să stați foarte calm pe locuri și să nu vă mișcați pentru a nu balansa avionul. Avionul zbura prin întuneric și doar luminițele mici de pe vârful aripilor mai străpungeau întunericul. Oamenii obosiți s-au adâncit în scaune și mirosul plasticului compresat la înălțime îmi aducea o oarecare amintire a siguranței. Duse erau zilele când puteam sta în avion și privi pe geam fără griji, visând la destinații exotice. Acum nici nu știam dacă vom putea ateriza. Stewardesele mergeau pe culoar, împingând căruțul metalic cu băuturi, de parcă comportamentul normal le era întipărit în creier. Cred că uneori facem lucrurile cu care ne-am obișnuit, doar pentru a evita realitatea. Mergem pe cărări deja bătute de frica unor lucruri noi. Cred că asta ne face să ne simțim în siguranță. Dar asta nu poate opri lucrurile noi din a călca pe cărarea noastră bătătorită. Suc de mere, pere, grefe, merișoare, cafea, ceai? Mi-a propus ea zâmbind. Un suc de merișoare, te rog. Oamenii care trebuie să joace rolul până și în situații de urgență sunt niște eroi. Mă gândeam eu privind spre ea cum toarnă. Un gol în stomac, ca un pumn în burtă, s-a propagat prin corpul meu, iar avionul a căzut sute de metri în gol. Luminile, și așa slabe, pulpăiau și mă rugam să nu fie asta felul în care voi muri. M-am prins de scaun și am simțit ceva rece și umed cum se scurge pe bluza mea, trimițând un fior pe piele. Mă mișcam atât de violent, încât nici nu mă puteam opri pe loc. Corpul meu refuza să mă asculte și legile gravitației mă aruncau de colo-colo. O zdruncinătură mai puternică și am împins-o pe Rosie peste mine și m-au lovit cu tâmpla de colțul căruțului metalic. Lumina puternică a venit prin geam și m-a orbit complet, în timp ce alunecam într-o inconștiență involuntară. Julie! Julie! Trezește-te! Auzeam eu, ca prin ceață, vocea lui Rosie undeva parcă din depărtare. Gândurile mele erau toate amestecate împreună, ca într-o supă de ceață. Și nu-mi simțeam mâna stângă și nici piciorul. Eram între realitate și eter, plutind în necunoscut. Nimic nu mai era acolo. Cred că trecusem deja parțial în lumea de dincolo. Pete de întuneric și lumină dureros de albastră împâlpâiau peste pleoape ca un curent electric circular. Nu puteam regăsi toate bucățile din mine care m-ar fi ajutat să mă întorc la viață. Doamnă! Încline capul pe spate! Vorbea o altă femeie undeva mai aproape de mine. Nu puteam localiza cu exactitate unde stăteau ele. Totul era amestecat într-o amețeală plină de ecouri statice care mă înconjura ca o tornadă. Urechile îmi țiuiau, pocnind de la presiune. Cineva mi-a mișcat capul și am simțit o durere internă cum trece prin nări și plămâni ca și cum am tras o linie de dinamită fierbinte. M-am trezit, încercând să-mi eliberez capul din mâna cuiva și m-am izbit cu ceafa de scaunul tare. Ești bine? Mă întreba Rosie îngrijorată. Mă ustură în nările și mi-e greață. Unde suntem? Mai avem cam 2 ore până la Geneva. Îmi mângâiam tâmpla și un cucui cât un munte încerca să-mi întindă pielea cât un vulcan. Locurile de lângă noi erau goale, iar în spate o adunătură de oameni făceau ceva. Ce se întâmplă în spate? Probabil e o altă persoană care s-a lovit. Golul de aer a fost foarte agresiv. M-am ridicat încet, încercând să-mi restabilesc circulația prin corp.
și m-am dus să mă uit la oamenii care s-au strâns acolo. Doctorii din aeroport se certau între ei, în timp ce polițiștii imobilizau o femeie. Ce ai pățit? Întrebam eu, privind spre corpul ei. Părea bolnavă mental, cu mâinile strânse în pumni și dinți îngleștați. Scotea un mârâit animalic și albul din ochii ei părea să fie atât de strălucitor, amintindu-mi de un bec led. Nu știm, domnișoară. După căderea aia în gol, efectiv a luat-o razna. Nu mă răspunde la nume, a făcut pe ea mușcă și zgârie ca un animal. Pare să aibă doar funcțiile inconștiente active, de parcă doar creierul primal mai funcționează. Am privit spre geamul ei și eclipsa încă era în floare, ca un inel de foc în abisul ceresc, dansând bidimensional între norii negri. Cronofagus, acoperă geamul! I-am spus eu fetei femeii. Imediat ce lumina eclipsei nu am mai pătruns înăuntru, am văzut-o cum s-a liniștit vizibil. Sunetele ce ieșeau din ea mă paralizau de frică, mai ales la înălțimea asta. Toate animalele au un sunet primal sau mai multe, pe care le folosesc de-a lungul vieții, mai ales cele ce nu au dezvoltat un sistem de vorbire sau o limbă. Spre exemplu, primatele au un strigăt specific pentru bătălie, un altul pentru a comunica cu ceilalți și un altul pentru a semnala un pericol. Și oamenii au acest gen de sunete și motivul pentru care nu le auzim aproape niciodată este sistemul de vorbire. Dacă limba nu ar exista, am comunica la fel ca celelalte animale, folosind doar un set de strigăte. Probabil și din cauza că nu le-am folosit, sunau atât de distorsionat și inuman cele pe care le scotea femeia asta. Dar, dacă avem dreptate, asta însemna că Cronofagus era în avion cu noi, la peste 10.000 de metri altitudine. Nu puteți să o sedați sau să o calmați cumva? L-am întrebat pe unul dintre doctori și atunci am observat pistolul din buzunarul său. Ledurile albastre de pe tavan se lungeau pe fierul lustruit ca într-un film. Poate ar fi mai bine să te duci la locul tău și să lași profesioniștii să se ocupe. S-a răstit el la mine și femeia medic părea speriată. I-am administrat un sedativ deja. Încă unul ar putea să o trimită în comă. În ochii ei am putut citi tot ce n-am vrut să mi se confirme. Am plecat spre cabina piloților, unde am rugat să pot suna din telefonul satelit. Lumina portocalie a soarelui ascuns arăta parcă ca un răsărit la capătul lumii, undeva foarte departe. Piloții căutau frecvențe pentru a se conecta la vreun aeroport din apropiere și luminițele colorate de pe acele panouri îmi aminteau doar că noi am făcut asta. Oamenii au construit mașinăria care a permis acestei creaturi să ajungă aici. Parcă liniștea de acolo era atât de dulce. Îmi doream să o mai pot savura puțin, ferindu-mă de anxietatea țepoasă a realității. Poate chiar mi-ar fi plăcut să pilotez un avion. Arăta liniștitor și frumos cerul noaptea, ca o plapumă din bumbac negru pufos. Joseph, sunt Julie. M-auzi? Alo? Vocea lui se auzea slab de la capătul celălalt, dar am reușit să disting câteva cuvinte. Julie, aveți grijă! Cronofagus e omniprezent. Am reușit să creăm un spațiu de izolare în jurul acceleratorului, dar mai avem nevoie de timp înainte să-l lansăm încă o dată. Noi aterizăm în 2 ore. E un avion plin de oameni, dar cred că avem un infectat. Nu putem lua prea mulți oameni cu noi. Maxim 3 sau 4. Nu-mi place să-ți dau vești proaste, dar va trebui să scapi de ei. Și în plus,
Jos sunt câteva sute de carcase. Singura cale de plecare va fi cu un elicopter mic. Am privit spre pilotul la cărei familie am omorât-o. Trebuia să mă revanșez. În bord avea o poză mică, ruptă într-un colț. Cred că era singura pe care o mai avea în care apărea alături de familia lui. Cât despre celălalt norocos, cred că femeia medic știa mai multe decât putea spune în prin ochii ei. Dacă aveți un infectat printre voi, trebuie să fiți foarte atenți. Noi i-am redenumit carcase. Sunt oamenii sau creaturile pe care cronofagus le-a consumat deja și funcționează folosind doar creierul primitiv. Vestul Julie, pe lângă faptul că le consumă timpul, le și corupe, amestecând tot ce a colectat împreună. Carcasele uită astfel toată programarea și rămân doar un corp fără stăpân, menținut viu doar de sistemele subconștiente. Procesul e irreversibil, iar reacțiile lor sunt acum în funcție de poziția lui cronofagus, fiind atrase de timpul ce le-a fost luat. Și de parcă asta n-ar fi fost de ajuns, problema e și că au aceleași reacții și la eclipsă, deci trebuie să nu-i lăsați în niciun caz să o privească. Sunetele animale ce au început să se audă de la capătul holului și lumina pâlpâitoare eclipsei cobora prin geamuri ca printr-o răzătoare, lungindu-se în dungi portocalii. Părea să o înnebunească pe femeie și să o facă să se zbată sălbatic. Cronofagus nu are conștiință sau inteligență, nu e viu, deci nu pot să negociez cu el. Gândește-te la dânsul ca la ceva inevitabil care a fost distorsionat. E un fel de moarte, dacă vrei. E inevitabil, dar poți prelungi timpul până te prinde. E o consecință, nu o acțiune. Și ce facem cu el aici? Suntem într-o cutie de metal la mii de metri deasupra pământului. Momentan, chestia asta are ce consuma pe planetă, deci faptul că a luat pe cineva din avion este o pură întâmplare. Nu știm încă cu exactitate ce anume atacă, dar pănuim că ia pe cei mai sănătoși și mai longevivi primii. Așa că, în concluzie, cei cu cel mai puțin timp rămân la urmă. Piloții spun că trebuie să închid, urmează să aterizăm în 15 minute. Vocea lui a devenit mai frenetică și mă strica din receptor, rugându-mă să nu închid. Stai, Julie! Stai! Julie! Nu închide! M-auzi, Julie? Cronofagul e sensibil la ancore temporale și paradoxuri, având în vedere că timpul e un concept creat de om. Poate că nu mai reacționează el la ceasuri, dar dacă creați evenimente de referință, e foarte posibil să-l puteți dezorienta suficient încât să mai câștigați niște timp. Ciudățenia asta se bazează pe faptul că ceasurile nu cresc în copaci. Are un ritm atemporal, trăind în afara legilor noastre. Avionul deja începea să coboare, așa că am fugit înapoi la locul meu, așezându-mă lângă Rosie. Trebuia să creăm un plan ca să scăpăm de toți acești oameni. Mă duc eu să vorbesc cu pilotul. Tu mergi și spune-i doctoriței să vină lângă tine. Ea stătea între ceilalți bărbați ca o prizonieră, de parcă doctorul voia să ia gâtul în orice clipă, deci nu mi-ar fi fost ușor să mă bag în seamă. I-am prins privirea evazivă în a mea și i-am făcut un semn să se ridice. Doctorul a prins-o de mână, refuzând să o elibereze. Cred că are nevoie de ajutorul meu, a spus ea, înțelegând că vin să o salvez. Ce ajutor? A spus el, privindu-mă intimidant. Acum vedeam că pe mâinile lui imense erau niște bătături groase, tăieturi vindecate pe jumătate cu margini negre. Unghiile lui scurte aveau o barieră neagră pe dedesubt și atunci am început să bănuiesc că omul ăsta nu era doctor de fapt. Colega mea are un avort spontan în baie și avem nevoie de ajutor. Ochii s-au luminat, aprobând zâmbitor, în timp ce încerca să-și facă loc printre ei. Te pot ajuta și eu cu asta. Crezi că sunt mai puțin doctor dacă sunt bărbat sau ce? Cred că s-ar simți mai comod cu o femeie. Am continuat eu, încercând să o ajut să iasă.
Nu-i nimic. Pot aștepta la ușă în caz că se întâmplă ceva. Totuși, e mai bine cu doi doctori decât cu unul, nu? N-aveam șanse să scăpăm de el, așa că am înaintat spre cabină, de unde i-am făcut semn lui Rosie să intre în baie. Vă rugăm să vă așezați cu toții și să vă puneți centurile. Ne pregătim de aterizare. Aeroportul era întunecat, dar semnele reflectorizante de pe pistă străluceau în lumina farurilor. Ochii mi s-au obișnuit atât de mult cu întunericul, încât benzele păreau să se aprindă de la sine, urcând și coborând pe asfaltul negru ca niște neoane. Am văzut în distanță elicopterul mic negru, care a venit să ne ia. Pilotul a virat avionul în așa fel încât să nu-l ilumineze deloc. Afară, un autobuz îi aștepta pe oameni, cu soldați înarmați până în dinți, și o mașină neagră urma să ne ia pe noi. Carcasele nu erau pe nicăieri, cel puțin din câte puteam vedea. Toți au coborât, mai puțin doctorul Fals, care stătea la ușă încercând să pară îngrijorat și mai bătea din când în când. Știu că nu ești un doctor real, poți să pleci acum. Ai ajuns în siguranță, i-am spus eu arătând spre autobuz. Eu nu, dar ea da. Și aș vrea să mă număr printre cei care o să scape cu viață din toată drăcovenia asta. Oricum, autobuzul ăla nici nu cred că o să ajungă până la aeroport. Și cât timp mai am două magazine de gloanțe, vă promit că o să stau alături de voi până când orice naipă ufi chestia aia dispare. L-am privit dezaprobator, dar timpul trecea și trebuia să plecăm, chiar și ca ostatici. Ne-am îmbarcat în elicopter și am plecat spre CERN. Scenariul era incredibil și întunericul orbitor. Eclipsa era imensă acum și parcă mai aproape de pământ. N-am mai văzut vreodată ceva atât de uriaș pe cer. Când am aterizat, puteam observa prin întuneric pământul din jurul sediului, care era plin de carcase. Proiectoarele păreau să le supere și rar se ridica una să vină mai aproape de gard. Voi ați eliberat chestiile alea? Întreba doctorul Fals. Nu-i puteam răspunde acum. Ne-am îmbarcat și am coborât în subteran la Joseph și ceilalți colegi. Pe tubul albastru și pe pereți erau marcate segmente cu galben și tot felul de formule fizice și matematice. Nu i-am mai văzut vreodată pe colegii mei să fie atât de dezordonați. Îngrijorarea de pe fețele lor era ușor de citit. Nici nu mai conta că am adus oameni străini acolo jos. Dubioșenia asta a scăpat din accelerator. O ruptură de un sfert de milimetru a permis unui fascicul să scape și cronofagul a fost eliberat. Am notat pe pereți tot felul de ancore temporale și vorbim doar referindu-ne la ele. Datele calculate sunt la intervale de timp aleatorii, deci va trebui să folosească toți câte o asemenea dată. Am plasat înăuntru câte o particulă la diferite distanțe, așa că o parte din cronofag e în interior încercând să le consume, dar trebuie să-l alungăm. O bubuitură ne-a făcut să ne întoarcem și am văzut-o pe Rosie cum devine o carcasă. Postura ei odată dreaptă s-a lăsat într-o curbură de babă și mâinile ei s-au ridicat la piept. Ochii ei deveneau tot mai strălucitori și își pierdea echilibrul. Rosie, nu, oprește-te! Spuneam eu, încercând să o chem spre mine, dar vedeam că nu mai reacționează la vocea mea și numele pe care l-a purtat toată viața. Acum era un simplu cuvânt, fără să aparțină cuiva. Parcă și corpul ei devenea mai ușor în brațele mele, mai rigid și mai plasticat. Gura ei s-a deschis puțin și ochii s-au scufundat în adâncul capului. Rosie! Încercam să o chem spre mine și credeam că îmi va răspunde. Un simplu geamăt primal i-a părăsit gura, complet inuman, distant și preistoric. Ai zis că îl ține sub control aici! Am urlat eu la Joseph. Julie, revinu-ți! Doar știi că o anomalie nu poate fi ținută complet sub control.
Nu suntem cu mult mai în siguranță aici jos decât cei de deasupra. Ba, poate chiar pericolul e mai mare dacă stau să mă gândesc. O împușcătură m-a făcut să tresar. Știam exact ce s-a întâmplat. Am simțit-o cum venea spre mine. După atâția ani de lucru în acel laborator, puteam deosebi pașii lui Rosie de pașii celorlalți. Sângele cald mi-a acoperit spatele și părul. Nu ai voie să împuște aici, idiotule! Glonțul poate să ricoșeze oriunde și să creeze o gaură în cilindrul ăsta și atunci chiar că ne-am dus dracu. Acceleratorul nu va putea fi repornit și atunci nu-l vom mai putea trimite înapoi pe cronofag. Dacă nu te prefăceai că ești doctor, nu ți-aș fi deschis ușa aia de la aeroport niciodată, criminal nenorocit? Venea să te atace. Ți-am salvat viața, femeie nerecunoscătoare ce ești. Dacă nu eram eu, nici nu mai ajungeai să urci în avionul ăla la câte gravide erau. Tu mi-ai omorât soția și copiii. Oricum o să ne ducem dracu toți azi, ce mai contează. L-am auzit pe Joseph apăsând butonul de alarmă și după împingându-l pe pilot la podea, a început să țipe la noi și ne-am închis în camera de personal privind prin geam. În luminile roșii de siguranță, vedeam cum viața se scurge din pilot și devine o carcasă primordială. Ce ți-am spus despre zile? Cum poți să fii așa neatentă, Julie? Na, am mai pierdut un om. Dar cel puțin, măcar acum avem o carcasă pe care o putem folosi drept busolă. Știi? De obicei ei nu prea se mișcă. Sunt mai activi când cronofagul e aici. De ce nu m-a luat pe mine atunci? Am întrebat eu. Îi distruge pe cei mai sănătoși primii, cu cei mai mulți ani și cu cele mai mari speranțe de viață. Cred că noi doi vom rămâne ultimii din cauza radiațiilor. Proiectoarele s-au pornit și prin stație a venit un mesaj scurt. Eroarea de la kilometrul 13 s-a rezolvat. Sistemul e în proces de răcire. Următoarea pornire este în 10 minute. Poate ar trebui să nu-l pornim. A spus vocea ei timidă din spate. Am putea fi bogați dacă îl controlăm. Ești invitata mea, domniță. Încearcă să-l controlezi. A spus Joseph deschizând ușa. Femeia a ieșit pe hol încrezătoare, mergând direct spre carcasa pilotului. S-a așezat la o distanță mică de el și a început să-i vorbească. Carcasa se contorsiona ca un crevete, strângându-se ca să-și mențină echilibrul pe cele două picioare. Părea oarecum beat, oarecum bolnav, dar doctorița încerca mai departe. A reușit să-l încline pe perete și apoi să-l așeze. Părea că o ascultă. Joseph a mers spre ușă, privind impresionat, și apoi a închis-o brusc închizând lacătul. Fața femeii s-a înalbit și a fugit înnecată de groază spre ușă, bătând cu pumnii. Poți demonstra puterile tale de a controla carcasele și cu lumina stinsă? A spus el și a stins proiectoarele. Urletele ce au venit de după acea ușă erau teribile. Puteam să aud fiecare os cum pocnește și mușchii cum sunt eliberați de pe el, ca unui pui. Hainele albe s-au colorat într-un roșu închis, pierzându-se printre pereți întunecați. Ochii pilotului, odată plini de scânteia curiozității umane, acum străluceau ca două leduri sterile. Îi desfăcea pielea ca pe un costum, folosindu-și degetele ca o greblă. Ecourile urletelor ei ar fi fost de prisos aici. Nici dacă țipa după îngeri, nu cred că cineva ar fi putut să o salveze din ghearele lui. N-am mai văzut niciodată genul ăla de agresivitate într-un om. Începeam să nu mai văd nimic de după sticla colorată în sânge. Nici nu știu dacă aș fi vrut să văd. Acceleratorul a fost pornit. S-a auzit de la radio. Puteam să-l văd pe pilot în afara camerei de control, cum se mișcă în toate direcțiile printre petele de sânge. Corpul lui se sucea,
cuprins parcă de o forță nefirească. Se storcea ca pe haine și coastele lui se încrucișau ca andrelele, croșetându-i măruntaiele în ploaie de urlete. Și ce facem dacă nu reușim să-l bucăm înapoi? A spus el odată ce vocea lui se metamorfoza și corpul îi se contorsiona într-o carcasă. Joseph l-a împins afară și-a închis ușa. A aprins proiectoarele și îl puteam vedea acum cade peste cilindrul central și îl puțește. Experimentul cronofagus s-a încheiat. Personalul rămas în viață i-a rugat să părăsească clădirea. Luminile vor fi stinse pentru a menține puterea generatoarelor în 10, 9, 8, 7. Joseph a scos un pachet de țigări din halat. Poți fuma cu cancerul tău, mai ales aici, am spus eu privindu-l. Ai voie să fumezi oriunde dacă o faci pentru ultima oară. Mulțumesc că ați rămas până la final și țineți minte că eclipsa și majoritatea evenimentelor din povestea asta sunt bazate pe fapte reale. Pe data de 8 aprilie o puteți vedea la știri sau pe live-uri. Nu va fi vizibilă din România și îmi pare foarte bine de asta. CERN va porni acceleratorul tot pe 8, deci vom vedea cât de mult va deveni realitate. Până atunci, vă rog să mă susțineți, să vă abonați, să-mi dați like, să lăsați un comentariu. Și acum e momentul să le mulțumim celor care mă ajută lunar și mă inspiră. Sebian Oficial, Anonymous, Haja Paul, Cristian Cătălin Gavat, Boga Sud, Gentleman Rider, Levi Avleț, Ionuț, Ribu TV, Alexei 8281, Scarlet Letter, Nicoleta Mânămă, Alexandru Bivol, Florin Andrei, Nesquik, Krampus, Ștefan Jigara, Gabriel Stangu, Alexandra Andrei 007, Mihai Roibu și Beleaua Lumii Oficial. Dacă ți-a rămas până aici, aș vrea să știu ce teorie a conspirației aveți despre toată situația asta cu eclipsa și cu acceleratorul de la CERN. Cu cât mai creative, cu tot mai bine. Cât pentru ceilalți muritori și păcătoși, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Noi ne vom revedea la un alt apus, căci vocea ororii are și alte povești de scris.